Reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului au transmis că poluarea cu sulf, ce a fost semnalată ieri în municipiul Vulcan, nu provine de la termocentrala Paroșeni. Aceștia au precizat că, citez, funcționarea termocentralei Paroșeni este monitorizată constant atât din punct de vedere al performanțelor tehnice, cât și a celor de mediu, de echipamente specifice, de urmărire și control, prin urmare nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor de noxe. În cursul zilei de 10 ianuarie, în zona Vulcan și a termocentralei Paroșeni, s-a semnalat prezența unui miros deranjant de sulf, care a creat panică și a determinat luarea unor măsuri care au inclus evacuarea a aproximativ 1300 de elevi de la cursuri. La fața locului s-au deplasat mai multe autorități pentru a face măsurători, însă reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului spun că emanațiile din atmosferă au fost asociate funcționării termocentralei Paroșeni, motiv pentru care în spațiul public s-a creat un curent de opinie care culpabiliza societatea Complexului Energetic Valea Jiului. Facem precizarea că funcționarea termocentralei Paroșeni este monitorizată constant, atât din punct de vedere al performanțelor tehnice, cât și a celor de mediu, de echipamente specifice de urmărire și control. În aceste condiții, informăm opinia publică că toți parametrii de mediu sunt în limitele normale, nefiind înregistrate depășiri ale concentrațiilor de NOx peste limitele admise. Aceste monitorizări sau determinări au fost prezentate reprezentanților gărzii de mediu și ale celorlalte autorități sesizate. Activitatea termocentralei Paroșeni nu afectează condițiile de mediu și nici starea de sănătate a populației Valea Jiului, au transmis reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului.